Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou episod de Istorie pe Șleau, în care vom afla ce s-a mai întâmplat cu sclavii romi acum mai puțin de 200 de ani. Ziceam în episodul anterior că domnitorii fanalioți au încercat, fără prea mare succes, să îmblânzească situația sclavilor din Moldova și țara românească. Motivele lor puteau fi religioase sau umanitare, dar mai era ceva care făcea sclavia mai degrabă o problemă economică. Vedeți voi, taxa pe care o plăteau sclavii domnești era cam la fel de mare cât impozitele plătite de oamenii liberi. Nu conta că munceau pe gratis, zi și noapte dacă era nevoie, cel mai important era să intre banul în trezorerie. Iar sclavii boierești și călugărești, de care statul nu se putea folosi, erau zeci de mii de potențial plătitori de taxe sau impozite. Dacă statul ar fi pus mâna pe ei, evident asta era perspectiva statului. Boierii și călugării mai aveau și ei de câștigat de pe urma propriilor sclavi. Chiar și când nu era de muncă, ei puteau fi închiriați pe la moșiile altora. Iar taxele sclavilor nomazi erau venituri constante. Dar nici statul nu a fost prea generos, pentru că în primă fază domnitorii au cumpărat sclavi privat și i-au păstrat ca sclavei statului, fără să-i mai elibereze, pentru că oricum aveau aceleași obligații fiscale ca ale oamenilor liberi. Numai că fiii de boieri de la începutul secolului XIX au intrat în contact cu ideile iluministe și liberale din Occident, care puneau sclavia pe lista barbariilor. Ultima intrare, sclavia. Cei plecați la studii în străinătate s-au întors în țară și au început să se agite împotriva sclaviei romilor. Părinților și mai toată boierimea însă își vedeau liniștiți de treabă. Mai o licitație cu sclav la București, mai o țigă în cușă violată de stăpânul ei, mai o biciuială pentru neascultare, mai un aferim de Radu Jude. Totuși, prin anii 1830 s-a format deja o mișcare aboliționistă, adică în favoarea interzicerii sau abolirii sclaviei. Cea mai cunoscută personalitate a mișcării a fost boierul moldovean Mihail Cogălnicianu, care a scris destul de mult pe subiectul ăsta. În 1837, el spunea surorilor sale că adevărata civilizație, de care Moldova se pare că nu avea parte, stă și în desființarea sclaviei. Tot el estima că jumătate din populația sclavilor rom din Europa se afla în cele două principate române. Ca să dea un exemplu, aboliționiștii acești și-au eliberat primii sclavii primiți moștenire de la părinții lor și au început să scrie în presă și să facă lobby la domnie. Domnii au fost destul de receptivi, pentru că și ei aveau ceva mai multă școală franțuzească. Așa că aboliționiștii au reușit să-i convingă pe Mihail Sturza și pe Gheorghe Bibescu să elibereze sclavii statului. În Moldova au fost eliberați și sclavii bisericii ortodoxe, urmând ca această categorie să fie eliberată în Muntenia 3 ani mai târziu. Apoi, după multe discuții și după o tentativă nereușită în timpul Revoluției Pașoptiste de la București, au fost eliberați și sclavii boierești în iarna anilor 1855-1856. În total, peste 250.000 de romi au fost eliberați din sclavie. Cam 137.000 în Moldova și 125.000 în țara românească. Să nu uităm totuși că mișcarea aboliționistă pornea dintr-o atitudine de superioritate față de romi. Chipurile sclavii romi nu se puteau emancipa singuri și trebuia să fie eliberați de către stăpânii lor, față de care era de dorit să rămână veșnic recunoscători. Să rămână, boierule! Mai mult decât atât, problema abolirii sclaviei nu s-a pus decât cu condiția ca vechii stăpâni să fie despăgubiți, iar de despăgubiri către romi, pentru lunga lor sclavie, nici vorbă. Cele peste 66 de familii de romi eliberate din sclavie au devenit plătitoare de impozite într-un fond special, din care se plăteau compensațiile pentru boierii păgubiți. Practic, romii își cumpărau ei înșiși libertatea, iar statul era doar un intermediar. Așa că după 500 de ani de sclavie în slujba domnitorilor, boierilor și bisericilor ortodoxe, romii s-au trezit și buni de plată, nu numai săraci și lipsiți de educație și de protecție. Foștilor stăpâni se felicitau că le-au luat-o înainte rușilor și americanilor și că, iată, Unirea Principatelor i-a prins fără sclavi. Dar pentru romii urmau încă 160 de ani de discriminare și marginalizare. Cam asta a fost cu sclavia romilor. Până data viitoare, stați de partea bună a istoriei, aveți grijă de sănătatea voastră și susțineți Istorie pe Șleau pe Patreon. Andale, dar într-o casă, da.